Un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorului, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă și vei avea viața veșnică. Dar el care vroia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el pe locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos doi lei. I-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceste trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și făcuse milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Unul din lucrurile care îmi place cel mai mult este când citim din Cuvântul lui Dumnezeu, că e la ora de rugăciune, că e la predică, pentru că în Cuvântul acesta există putere. Mă gândeam să spunea de dimineață, mulțumesc, cremuț, și un pahar de apă o să fie răsplătit. Noi avem probleme cu. din cauza emoțiilor, lipsa salivei și așa mai departe. Am de pecate emoții când urc în locul acesta, pentru că știu că aici este prezent Domnul. Puneam că de azi dimineață, frații uh, încercau să ne motiveze, să aducă în inimile noastre că Domnul e prezent în adunare. Și eu nu pot să spun nimic altceva, așa. Așa, exact cum a fost acum, Acum, cum frate doi acolo. Glorie Domnul, slavă Domnului, cred că e Domnul aici. Cumva ca biserică te între a crede asta sau a nu crede. Ceea ce pot să spun personal, din perspectivă personală, sigur, cuvântul Dumnezeu ne încredințează de fiecare dată că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele El este prezent acolo. Am rămas fascinat de cum Dumnezeu a pregătit cadrul acestei întâlniri și mai ales că subiectul central, cu Marinela nu m-am întâlnit. Prin ea a fost lucrarea care a fost la ora de rugăciune, doar așa ne-am făcut din mână, eram acolo și aici. Și m-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu e în adunare. Lucrarea care a fost nu este nimic altceva decât pe subiectul central al pildei samariteanului. Și mă gândeam, Doamne, ai ceva să ne spui nu, ca biserică. Ajută-ne să ne deschidem inima, să nu avem ca cei din Roma urechile tari, un popor greu să mai percepem, să înțelegem și să rugăm pe Duhul Sfânt în această dimineață să atingă inimile noastre. Așa că, dacă mai avem dubii că Domnul e prezent aici, haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească în această zi. Sigur, timpul nu ne ajută, de fiecare dată, de fapt, mi se întâmplă lucrul acesta. Emil deja îmi spunea acolo pe bancă, zice, vezi că uh, nu mai ai timp de introduceri, intră direct în subiect. Da, ne oprim cu introducerile. O să încerc fugitiv să trec prin acest, uh, prin acest text, să încerc să închid undeva la 12, eu nu zic dacă la 12 fix sau la 12 și, uh, vedem. Ne-am oprit în această zi și uh, mi-am intitulat, să spunem așa, mesajul meu, ceea ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă. De fapt aveam ceva timp de când meditam așa, gândeam la uh, pilda asta și o simțeam o nevoie a bisericii noastre. Trebuia să predic duminica trecută, așa s a întâmplat locul azi am luat locul lui Daniel. Mi-am intitulat predica din această zi, cum să ajutăm pe oamenii în criză, pe oamenii în nevoi. Voi avea prima dată o introducere scurtă pe baza acestei text și apoi vom intra în subiect. Am ales câteva lucruri simple de tot, fără să filozofăm pe ele fără să venim cu lucruri noi. Noi de fiecare dată așteptăm să ni se spună lucruri noi, idei din alea, wow! Îl rog pe Duhul Sfânt ca lucrurile astea simple, care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în textul de față. Dacă ne-am face și noi astăzi o analiză scurtă, așa să ne apropiem de Cuvântul acesta care a fost citit, reușiți să le evidențiați singuri. Dar rugăm pe Dumnezeu, un Emanuel, să scoată o armată de oameni care să fie atenți la nevoile celor din jurul nostru. Doamne, ajută-ne în locul acesta. Este una dintre cele mai frumoase pilde rosite de Domnul nostru Isus Hristos și una dintre cele mai predicate. Probabil, dacă ar fi să facem o, o clasifică, un etalon, care sunt pre, primele pilde cele mai predicate, am putea pune pe primul loc care credeți că ar fi. Pilda Fiului Risipitor, cu siguranță, și apoi ar urma pilda Samaritianului și apoi celelalte. Dar ce putem spune despre pilda samaritianului este că este, cea mai, este pe primul loc ca cea mai interpretată pildă. chiar de la părinții bisericii, Oregon, dacă vă uitați, are așa el chiar ia și detaliază fiecare ce înseamnă măgarul, ce înseamnă harul, cine-i samaritianul, cine-i preotul, cine-i levitul. Și ia pe fiecare. Nu vom avea o abordare alegorică în această zi, ci vom ne vom folosi de câteva lucruri practice. Desigur, dacă ar fi să fixăm o temă centrală acestei pilde, pilda aceasta vorbește în mod deosebit sau vine ca un răspuns la întrebările unui om, unui învățător al legii, care s-a apropiat de Domnul Isus Hristos foarte frumos, într-un mod aparent potrivit, punând întrebări importante despre viața veșnică, totuși, în inima lui, care lucrul acesta îl cunoștea doar Domnul Iisus Hristos, s-a apropiat să-L ispitească pe Domnul Iisus. Și așa s-a născut pilda aceasta ca răspuns a întrebărilor unui învățător al legii care încerca să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos nu spune nimic altceva decât că mântuirea, dacă ar fi să ajungă la viața veșnică, nu poate fi nici prin lege, și nu poți să faci ceva ca să obții mântuirea. Și noi astăzi, ca biserică, ca oameni care suntem născuți din nou, credem din toată inima că noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și lucruri pentru care nu am făcut nimic. De asta nu mă voi ocupa de subiectul acesta în această zi, ci mă voi ocupa de unul practic. Pilda aceasta face parte din așa cum cercetătorii Bibliei, unii teologi, le fac o anumită împărțire. Ea face parte din cadrul la patru pilde, care vorbește despre pildele purtării exemplare, dintre care face parte pilda bogatului și Lazar, pilda bogatului care i-a rodit țarina, pilda vameșului și pariseului, pilda samaritianului, care, despre care o să predicăm în această dimineață, sunt pilde care vorbesc de comportament și nu un, com un comportament oarecare, ci de un comportament exemplar. Dacă ne uităm în capitolul 10, Luca pune în contrast două texte, parcă unul lângă celălalt, pilda Samaritanului și Maria și Marta. Ce învățăm din lucrul acesta în pilda Samaritianului? Domnul Iisus Hristos ne vorbește în mod special de cum putem să dovedim sau ce trebuie să facem pentru a dovedi dragostea față de aproape și asta, să spunem așa, ar certifica cumva că îl iubim și pe Dumnezeu. În Maria și Marta le pune cumva în contract, dar creează un echilibru perfect. Vorbește și scoate în evidență ascultarea față de Dumnezeu și o pune pe Maria într-o lumină mai cumva să-i spune, da, nici pe astea să nu le lăsăm nefăcute, dar să ascultăm de Dumnezeu. Adică dacă pe de o parte suntem chemați la face, nu putem face lucrurile chiar așa de capul nostru, chiar așa cum ne vin nouă, ci ele sunt totdeauna în contrast. Facem întotdeauna în ascultare de Dumnezeu. Dar dacă se poate afișa Iacov 1 cu 27, un verset care echilibrează sau parcă, care centralizează conceptul acesta despre care tocmai am vorbit, care spune așa, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinat de lume. Iată, dar ne vom apropia de subiectul acesta, ca oameni care l-am cunoscut pe Dumnezeu, care avem deja viața veșnică și vom învăța câteva lucruri care ne vor ajuta pe noi să intrăm în contact cu oamenii care trec prin greutăți. Pilda aceasta surprinde patru cadre diferite. M-am uitat în afară de Domnul Iisus Hristos, care are o identitate clară, un nume clar, Pilda aceasta cuprinde cel puțin patru cadre diferite în care nu sunt scoase în evidență numele oamenilor. Și sunt scoase în evidență rolurile pe care oamenii aceștia le au. Și un primul cadru care îl găsim în pildă respectiv ar fi oamenii religioși. Începând de la preot și levit și tot în acest cadru și învățătorul legii, de altfel care a pus întrebarea în urmă căruia a ieșit această pildă. Deci primul cadru este oameni, sunt oamenii religioși. Ce am putea spune despre oameni religioși nu va fi un subiect care îl vom dezvolta cu deamănuntul în această zi. Totuși ar fi bine să punctăm câteva lucruri. Iar oamenii la care erau Așteptări. Se fac de multe ori conferințe de tineret cu familiile, cu biserica și vin întrebări de tot felul. Și parcă îți vine să zic că e normal ca să-ți vin întrebări ciudate din partea tinerilor, din partea unor care sunt neîncercați. Vine o întrebare din partea unui om care avea o poziție, care se pretindea că știe ceva. Și este, să spunem așa, partea asta religioasă în pildă care ne este relatată, un pic descalificată. Găsim pe preot care reprezenta legea Tora, de la care uh, erau așteptări. Și e adevărat, probabil, el avea anumite motive, și dacă mă ating, devine curat, nu mai pot să-mi fac slujba. Oameni care erau atât de concentrați pe slujba lor încât au pierdut sensul existenței, chemării lor de a fi un intermediar între Dumnezeu și om. Mă gândeam că aici și noi, ca biserică, ar fi posibil, dacă nu vegem, dacă nu suntem atenți. Uh, vedeți, la noi la Emanuel sau în alte circunstanțe s-au făcut atât de multe proiecte, atât de multe lucruri. Și mă gândeam, stând înainte al Dumnezeu, Doamne, nu ne lăsa să credem. Sunt bune proiectele. Uh, Angrenează foarte mulți oameni în lucrare. Continuăm să le facem. Dar aș vrea aici să fie o atenționare pentru noi care slujim, care facem o lucrare, să nu devină proiectele, să nu devină lucrarea mai important ca oamenii. Pentru că în locul acesta vin oameni care au nevoie. În jurul nostru, la muncă, acolo unde suntem, unii ne Dumnezeu, sunt oameni care au nevoie Și noi suntem chemați, da, să facem lucruri frumoase, să facem proiecte, dar să fim atenți la cei din jurul nostru. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și preotul, și levitul, parcă cu ignoranță, parcă motivați de motivele lor personale, văd o nevoie acută, un om care era pe moarte și totuși au curajul să treacă mai departe. Un al doilea cadru care ne este prezentat în această zi, din uh, pilda pe care am citit-o, sunt îlharii, hoții. Mă gândeam la care ar putea fi hoții din ziua de astăzi, care de multe ori ne-ar putea uh, răpune la pământ, pe drumul vieții, să spunem așa, să fim răniți, să fim căzuți jos, care ar fi. Desigur, ar fi mulți. Am putea doar enumera câteva, probabil nu le voi cuprinde pe toate, doar așa ca să ne facem o imagine, să înțelegem despre ce vorbim. În ziua de astăzi vin mulți oameni care păcatul îi duce, așa spune despre lucrul acesta, la dezbrăcat, la înjosit, la umilit. Și de multe ori păcatul intră în viața noastră și ne trântește undeva jos la pământ. Noi suntem bine, arătăm în biserică frumos de altfel, că așa e bine să fie. Dar în inimile noastre păcatul de multe ori face ravagii. Venim aici de multe ori la adunare și nu reușim să trecem un anumit nivel, să prindem părtășia cu Dumnezeu, să ne rugăm, să nu mă mai intereseze de cine în stânga, în dreapta, nu în ideea de a nu mă interesa de frate, în ideea de a mă putea închina. Pentru că hoții acestea, păcatului, în diferite forme care le are, dependente, lor a tot felul de lucruri care sunt. Alți hoți, unii sunt furați sau tâlhăriți de mici copii. Stai de vorbă cu unii oameni și îți dai seama că au fost abuzați din copilărie. De unii părinți care n-au vegheat. Care au spus unor fii, voi nu sunteți bun de nimic, nimic nu va ieși din voi. Și au crescut copiii ăștia, au devenit apoi bărbați în viață marcat de hoții aceștia ai copilăriei care au venit prin părinți. Și o viață se desconsideră, o viață găsesc difi dificultate în a-și exprima calitățile pe care Dumnezeu li l-a dat. Mă rog pentru categoria aceasta de oameni, dacă îi avem la noi în Emanuel, dacă sunt aici, Doamne, leacul vindecător pentru ei îl ai doar Tu. Te rugăm, fă o cercetare în această dimineață. Acum o să spun un cuvânt greu, care probabil nu tot veți fi de acord, dar nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Unii au fost tâlhăriți de bisericile în care au crescut. Nu vorbesc de noi la Roma. Nu vorbesc de, de toți. Au trăit în bisericiune, Domnul Isus spune la un moment dat, intrând în templu, zice, ați schimbat originea, esența pentru care a fost creat lucrul acesta. Zice, casa aceasta a fost o casă, sau este o casă a rugăciunii. Și voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Acolo imediat vin niște oameni și Dumnezeu îi vindecă tot în, în, Matei 21 și să atinge de ei, face o lucrare minunată. E greu să realizăm și acum nu mergem să judecăm pe alții, să ne gândim în altă parte, ci să fie un semnal de alarmă pentru Biserica Emanuel. Doamne, ajută-ne ca niciodată să nu schimbăm în biserica aceasta, menirea pentru care Tu ne-ai lăsat pe pământul acesta. Și să nu facem, chiar dacă vom face lucrări frumoase, lucrări inovative, care e adevărat nu mai trăim în 1914, trăim în 2024. cu siguranță foarte mult, multe lucruri s-au schimbat. Dar principiile lui Dumnezeu rămân în picioare. Ne rugăm ca Emanuel, casa aceasta care a fost închinată Domnului, să rămână o casă de rugăciune, unde oamenii să vină aici și să-L găsească pe Dumnezeu. Și în toate lucrurile, în toate activitățile care le facem, să-L glorificăm doar pe El în așa fel. Ca după ce vom sluji generația noastră, după ce vom sluji acum noi care suntem aici, împreună cu corul, împreună cu toți cei care sunt implicați, împreună cu toată biserica, să nu putem fi etichetați sub eticheta aceasta a tâlhăriei, a hoției, că ne-am bătut joc de oameni cărora le-am slujit. Doamne, te rugăm, ajută-ne în privința aceasta, să păstrăm o casă rugăciunii și noi ca slujitori să te putem lăuda pe tine. Cu siguranță sunt hoți și aici aș putea lista ar putea să continue, să meargă și să vorbesc despre foarte oameni care nu se acceptă, chiar din vârsta copilăriei, s-au născut într-un anumit fel, nu le place cum arată, se subestimează continuu, ajung în căsătorie să intre cu aceleași probleme nerezolvate și e o luptă continuu, ei sunt acolo și nu se găsește nimeni să se așeze lângă ei, să spună stai un pic, vino aici, ești cu noi, ești la fel ca toți ceilalți. Doamne, ajută-ne și din punctul acesta de vedere. Dacă sunt oameni aici care au această problemă, ne rugăm în această zi, Doamne, atinge-te Tu de ei. Alții au fost târhăriți de cei dragi. E un subiect care e dificil, e sensibil. Noi știm că Cine moare în Domnul merge acasă și atunci ne bucurăm de lucrul acesta pentru că avem o nu suntem ca cei din lume. Dar de multe ori circunstanțele vieții ne pune în situații încât sunt persoane, chiar în locul acesta, care și-au pierdut soții sau care și-au pierdut soțiile sau poate au pierdut copiii și trăiesc cu trauma aceasta zi de zi. Când stai de vorbă cu ei, din trei cuvinte, din patru cuvinte, ei se întorc din nou acolo pentru că ei au o problemă pe care noi nu avem și nici măcar nu o valorificăm. Ce spunea Duhul Sfânt în această dimineață? Zice, să sărbătorim ce? Dar o vieții. Și vorbea din două perspective, Darul o vieții că ne-am trezit în această dimineață, umblăm, auzim, nu-i război, nu sunt bombele lângă noi, e pace e extraordinar. Și apoi, pe lângă viața asta care Dumnezeu nu ne-a dat o numai nouă, dat o dat-o și altor oameni, ne-a dat și viața veșnică. Spunem, slăvit să fie Domnul. O altă categorie de oameni, aici aș putea să vorbim mult, de mult toți, de mult toți care sunt în viețile noastre. Ce să mai vorbim de internet, ce să mai vorbim de telefon. Uitați-vă care aveți iPhone, fac o provocare, la sfârșit când ieșiți afară, nu acum, acum ascultați predica. Uitați-vă la cât timp a stat săptămâna trecută pe telefon, câte ore. Și, de adevărat, noi suntem foarte motivați, eu sunt unul care îl folosesc mult pentru muncă. Dar și ăsta nu-i, nu, -i, nu -i, e un abuz câteodată. Munca, situația în care ne-am așezat. Ajungem să... Și sunt hoți care ne repesc timpul. Ne repesc timpul care trebuie să-l dăm altora, să-l dăm celor dragi și așa mai departe. O a treia categorie, un alt cadru pe care ne este prezentat în această pildă, este cel căzut între tâlhari. Scriptura se rezumă și spune, un om se cobora unii ar zice faptul că se cobora din Ierusalim că ar fi iudeu, nu putem spune asta, nu spune scriptura. În Ierusalim erau mai multe feluri de oameni, mai multe etnii. Era un om. Ne sugerează nouă în această dimineață expresia aceasta un om, ne dându-i un nume, ne dându-i o etnie, ca am putea fi fiecare dintre noi. Astăzi poate te vezi că e sus, pe munte, în poziția bună. Dar s-ar putea să avem momente în viață când să ne încadrăm în această categorie. Și apoi, ultima categorie, care este samariteanul, nu, nu, nu mai am timp să explic prea multe despre samaritian. Ceea ce pot să spun atât este că samaritenii în vremea Domnului Isus Hristos, din cauza unei amestec de etnii care a avut loc acolo, erau sucotiți ca impuri, ca necurați, mai ales din perspectiva unui învățător al legii. Nici, 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 nu se putea atinge de el, nici nu putea sta de vorbă cu el. Și una dintre cele mai mari jigniri care le puteai face atunci pentru oamenii de atunci era să-i spun, ești un samaritean. Exact ca și cum ar fi fost egal, ca și cum i-a spus, este un vameș sau un păcătos. Poate chiar ceva mai josnic. Totul samariteanul acesta ne vom opri în această zi și vom analiza câteva lucruri fugitive. Că eu deja cu introducerea mi-am luat tot predica, e fără de ce. Dar a fost necesar să facem un cadru, să realizăm despre ceea ce vorbim. De la acest samaritean, vrem tocmai lucrul acesta să învățăm de cum să ajutăm pe oamenii care sunt în criză. Aș vrea acum totul să fac o provocare. Sunteți cu mine aici? Sunteți atenți? Oh, bun, asta e super. Pentru cei care ați frecventat biserica de la început, erau niște lucrări. Vine o fraspe pe la noi și fați proroci, mă refer, și dintre ei noștri, și era o lucrare comună, care a venit așa prin mai mult. Vă mai aduceți aminte care este și care are legătură cu textul care l-am citit? Da, vă ajut eu un pic. Una din lucrările care erau și are legătură este că Duhul Sfânt spunea vreau să fac din locul acesta un spital de urgență. Dar era, venea cu lucrarea cu o notă de subsol. Și spunea, vreau să aduc în locul acesta oameni. Și continua Duhul Sfânt ce fel de oameni, de -aia, furați, de hoți, de tâlhari. Și nota din subsol era, sunteți gata să-i primiți? Asta întreba Duhul Sfânt. Aceeași întrebare care punea Duhul Sfânt acum prin cuvântul lui Dumnezeu nu este adresată astăzi. Suntem gata să devenim un spital de urgență unde cei pe moarte, prin ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt să fie reabilitați la viață? Doamne ajută-ne! Câteva lucruri simple, cinci, trec fugitiv prin ele. Și acum ne gândim, oare ce ar putea fi așa de important? Un lucru simplu, dar atât de valoros. Atât de valoros. Unu, să ne facem timp pentru ei. Uf, timp, că deja când spune în timp, 24 de ore, am vrea de multe ori săptămâna să aibă 8 zile, să mai punem patru ore în plus la o zi. Cum să împărțim timpul? Muncă, familie, copii, biserică, afacere. Cum? Să luăm din timpul ăsta atât de valoros și să-l direcționăm spre o categorie de oameni care nici măcar nu-i cunoaștem, textul ne sugerează să ne oprim. Vedeți, toți au văzut. A văzut preotul, a văzut levitul. Dar zice eu diferent între samaritean, un om de la care n-avea nicio așteptare. Zice el după ce a văzut specific unul cu simplu, i s-a făcut Dragi frate și surori, acum Duhul Sfânt ne-a și în dimineața asta. Cum stăm la capitolul milei? Acum, eu aș vrea să... Eu îmi predic și mie în această dimineață. Textul acesta a fost pentru că eu am plâns când a venit lucrarea în această dimineață. Am luat pentru mine. ne am dat seama de multe ori cât de, cât de puțin timp avem. Cât de puțin ne așezăm lângă oamenii care au nevoie. Dar să, să. Eu cred că trebuie să le arătăm oamenilor din jurul nostru că ne pasă de ei. ca un nevoie. Era un om acolo că era pe moarte. De multe ori, când ne avem așa circunstanțe și discutăm cu anumiți oameni care trec prin greutăți și știm, uităm, începem să le vorbim. Și începem să le spunem, să îi să analizăm, să -i... Și nu ne mai. Suntem chemați ca biserică, Emanuel, când ne așezăm lângă oamenii aceștia să ne facem și timp să ne fie milă, să le dăm din timpul nostru, dar și să-i ascultăm. Să-i ascultăm. Ce -i interesant de, sam de, samaritianul acesta, că nu este interesat de identitatea pacientului. Ce puțin Biblia nu relatează. Nu l-a întrebat de unde vine, nu l-a întrebat cine este, el, samariteanul acesta, știa un singur lucru. Că este om și asta i de ajuns. În fiecare om, Domnul Iisus Hristos a lăsat valori. A lăsat din Duhul lui de viață. Și până să cântărim, până să judecăm de unde vii, ce ai făcut, să înțelegem că sunt oameni, cei cu care sunt de vorbă, cei cărora ne adresăm, Dumnezeu a așezat în inima lor valori. Samariteanul acesta e atât de fantastic. Nu e interesat de ce omul ăsta a ajuns acolo. Iar fi ținut o predică. Bă, omule, tu pe drumul ăsta, mă, de la Ierusalim la Erihon, undeva la 25-30 de kilometri, un drum foarte dificil. Ierusalim este undeva la 750 de metri de altitudine. Erihonul la minus 400, adică sub nivelul mării. Cine a fost în, acolo și a văzut Marea Moartă, înțelege. Când este 1100, 1100 de metri diferență, pe o distanță mică. Un om, drum foarte abrupt plin de hot. Și ar putea să bă, dar tu chiar pe drumul ăsta, tu n-ai găsit altă circunstanță, puteai să o un pic și să-i fi ținut așa o predică, de ce a ajuns omul acolo să fie stâlcărit? Deci nu-l interesează. El nu este preocupat de lucrul acesta. Pe el, vindecarea este mult mai importantă decât investigațiile. Pentru că el știa că omul ăsta trebuie să moare și trebuia să facă ceva pentru el. Încă o dată repet, subliniez, atenție, vorbim aici de viață, nu de alte lucruri. De oameni în care Dumnezeu a lăsat timp valorile Lui. Un al doilea lucru. Am spus că trec fugitiv. Să lucrăm cu ce avem la îndemână. Deci avem o mare problemă în privința asta. Stai de vorbă cu oameni și au teamă. De ce deci eu nu sunt bun. Stai de vorbă cu unii și spune, eu nici măcar nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Eu nu știu lucrarea care Dumnezeu mi-a dat. Și aici am putea învățăm de la samariteanul acesta că trebuie să lucrăm în viața celor căzuți între tâlhari care trec prin crize cu ce avem la îndemână. Numai că problema este ceea ce noi avem la îndemână trebuie să punem în mâna lui Dumnezeu. Aici exemplele Scripturii ar abonda de oameni care au pus lucruri mici în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut lucruri mari. Dacă ne gândim la Moise, o, robul lui Dumnezeu chemat să facă lucrare cu un toiag, să despați mare roșie în două, cu un toiag. Ce diferență avea toiagul ăla care l-a înghițit pe celelalte a lui Faraon? Era pus în mâna lui Dumnezeu un toiag care dădea direcție. Te întreb în această dimineață, tu ce ai? Ce vrei să pui în mâna lui Dumnezeu? Dacă ar fi să vorbim de David, un uriaș, un popor întreg care era blest, care îl blestema pe Dumnezeu, pe poporul Domnului, și-o pus, o venit David, s-o trezit, că l-a îmbrăcat ăștia cu i-o dat de toate, mai ales în contextul rădvoilor care le avem venit, i-a pus de toate pe el, și a spus, nu mă gătesc. Zic eu, n-am altceva, zic hai să-ți povestesc cum e la mine. Zic eu, slujesc cu ce am, că vine ursul, că vine leu, și ce ai mă, David? Ce voiam o praștie. Și uite aici, în râu care trece pe acolo, am ales cinci pietre. Și a trebuit una. Ca Dumnezeu să dea, în momentele acele de criză, biruință. Ce ar fi să vorbim, aia acum că am vorbit poate de bărbați, dar la surori? Ce ar fi să o amintim pe Tabita? Tabita. Un ac. Dacă nu ești atent cu un ac, îl pierd. Dacă îl arunci aici pe mochetă, ne punem toți 200 care suntem aici, să-l căutăm, că până dimineață probabil vom un ac l-a pus în mâna lui Dumnezeu. Și atunci când Tabita au avut probleme, oamenii din jur au spus, oh, nu, 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 nu. Stai da un nu, Tabita ne-a făcut mult bine. Tabita a făcut lucrurile astea pentru Domnul. Tu ce ai? Ce vrei să pui în mâna lui Dumnezeu în această dimineață? Ce ar fi să vorbim despre cei cinci pui, doi peștișori, un copil? Ai, și copii. Chiar copiii pot fi folosiți de Dumnezeu. Extraordinar. Copii. Păi și copiii sunt chemați să-i dai slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește și de copii. Dumnezeu se folosește și de oameni care au căzut. Curva Rahab, sigur, adevărat, dintr-un alt popor. Dumnezeu s-a folosit, este amintită de mai multe ori în Scripturi, pentru că a pus un semn. Și pentru că a pus semnul ăla, poporul Israel a avut o beneficiat. Tu ce ai? Te desconsideri din cauza trecutului tău, din cauza la ceea ce te-a rezervat viața și te gândești că tu, pentru tine Dumnezeu, nu mai are nimic? Avem aici o femeie care a avut o viață tristă și care totuși a putut fi folositoare. Ce să mai vorbim de ucenicii din Damasc? Știi ce au pus ucenicii din Damasc în mâna Domnului? Vă mai aduceți aminte din fapte? un coș. David, după ce s-a întors la Domnul, a fost vindecat. Ania s-a rugat pentru el și au venit să-l omoare. Și în damas s-au găsit niște ucenici care au pus un coș la dispoziție. și pe acolo l-au salvat pe Pavel. Rezultatul? Extraordinar. 13 epistole. Predică mas din ele. Nu se mai termină. Pentru că vă salvat un om al Dumnezeu. Cu ce? Cu ce avem la dispoziție? Nu avem o scuză că nu avem un delem, și vin nu avem. Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să punem ce ne dăruit în mâna Lui. Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sigur, dacă ar fi să discutăm un pic, puțin, scurt, 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 și apoi trecem la următorul punct. Unde lemn și vin. Ne sugerează textul că nu putem lucra cu superficialitate. De multe ori avem tendința să folosim doar un delem. Un delem în vechime era folosit pentru alinarea durerilor și pentru vindecare. Și de dragul de a nu crea un dizagiu, să spunem așa, folosesc cuvântul ăsta în italiană, mai mare decât este, avem tendința să punem doar un delem. Iată că în cazul de față iese folosit și vinul. Vinul era folosit în antichitate pentru dezinfectant, pentru că conține alcool și era pus pe rând ca să nu se infecteze. Acum, nu știu, uite, vedeți, eu am aici un deget tăiat, nu știu dacă se vede, așa mi-a rămas de mic amintiri din copilărie, la țară, ne jucam de-a tăiat lemn, l-am pus mâna și tac! I-am vrut să-mi iau lemnul, că era lemnul meu și în vărdea meu, A fost mai rapid ca mine și... Și atunci la țară să pui pe rană, leacurile care le aveau. Păi nu mai știu, mi-aduc aminte, eram copil atunci, 90 de ani, dar nu uit niciodată. Cât am suferit eu zilele alea, când punea, nu știu ce îmi punea acolo, am uitat cum se chema, dar mă durea, numai că îmi punea frâia tot așa, parcă vedeam carne vie. Ei, acum vinul poate nu avea neapărat efectul ăsta, dar avea un efect de a curăți. Haideți să ne apropiem de cei căzuți, de cei trecuți prin direct, cu echilibru. Să nu folosim doar vinul, să nu fim atât de aspri cu ei, încât nici noi nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu grijă, dar să folosim dezinfectantul, să curățăm rana. Acum vorbesc simbolic, Dumnezeu ne va da pricepere, înțelepciune, la fiecare caz, acolo unde ne va așeza. Dar, zic, echilibru, și unde lemn. Doamne ajută-ne să punem și unde lemn care, în urmă durerii, să aducă liniște. Să aducă pace și mai mult decât atât să producă vindecare, pentru că scopul ăsta cum putem ajuta pe oamenii în criză. 3. Să ne asumăm riscul de a ajuta. Să riscuri. Când ajuți, faci un bine și te aștepți imediat ori binele să-ți fie întors, ori cel puțin să zică, bă, Andrei, fain imediat după un bine vine critica. Vin ceilalți. E... Preotul, levitul, învățătorul spune, stai că noi știm. Păi nu așa trebuia. Sigur, omul acesta s-a expus. E, dincolo că era un samaritian și deja el era în pericol pe drumul acela, el putea fi acuzat chiar de faptul că el ar fi omorât, l-ar fi bătut ca să beneficieze de bunurile care Omul acela le avea. Dacă ar fi să ne uităm în Galateni 6 cu 1, acolo menționează uh, Pavel un lucru clar. Fraților, chiar dacă un om um ar cădea deodată în vreo greșeală, zice, voi care sunteți duovnicești, să ridicați cu Duhul Blândeții și pericolul. Ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Samaritianul nu s-a gândit la riscurile lui, ci la binele celui ce era pe moarte. Dintr-o anumită circunstanță, samariteanul e minoritate de cum au abordat ceilalți care erau o majoritate și avea o calitate a slujirii mult mai înaltă. Și se trezește ăsta, care e un desconsiderat, un nimeni, să ia o decizie total diferită de cum au gândit ceilalți și spune, eu mi-asum riscul pentru că aici e vorba de viață. E vorba de oameni care au nevoie. Și aici aș putea să spunem multe lucruri, dar timpul nu ne ajută, deja am depășit. Aș vrea doar să menționez lucrul acesta, că alții au fost atât de precauți atât de mult s-a uitat la riscuri de a nu se contamina, să nu-și mai facă în slujba, încât, deși avea o slujbă importantă, au avut curajul să treacă peste, să treacă mai departe. Ne rugăm în această zi, Doamne, ridică în Emanuel oameni. Atunci când, vod, când văd, când oameni în probleme, oameni în dificultăți, să-și asume riscul slujirii. Chiar dacă fi, vor fi judecați, chiar dacă vor fi uh, îmbinuiți, de multe ori să merită. Domnul Iisus Hristos a făcut atât de mult bine și au spus tot învățătorii legii acelui timp, zice, lucrează cu satan, cu belzebul. Și au trebuit o grămadă de lucru. Ce suntem noi să ținem atât de mult la imaginea noastră? Care, deși, chiar dacă nu ne implicăm prea mult, este oricum și fonată, de multe ori botită, și nu ne nu putem compara cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne asumăm riscurile, fraților. Haideți să fim gata să stăm la îndemâna lui Dumnezeu. Un alt lucru anumit aici, poate e un pic un cuvânt inutilizat. Patru, Să-i ducem la specialiști. Suntem chemați ca biserică, la cei care trec prin crize, să le acordăm primul ajutor. Dar în același timp trebuie să înțelegem că noi facem parte dintr-un trup în care Dumnezeu a lăsat mădulare. Nu pot să încep o lucrare și spun gata, încep lucrarea și acum eu sunt suficient dacă mă ocup eu de o persoană, dacă mă ocup de un casă, dacă mă ocup de asta, rezolv totul. Samaritanul și-a văzut limitele. El a fost disponibil, s-a oprit, a dăruit din timpul lui și a spus eu lucrez cu ce am la îndemână. Vin un de lemn, îl pun pe măgărușul meu, eu merg pe jos acum, o plătit un preț. Dar zice el, îmi dau seama că omul ăsta ar nevoie mult mai mult. Și-a zis el, păi cred că cel mai potrivit ar fi să-l duc la un an. S-ar putea pe unii să-i direcționăm la lucrători, la frații care sunt în biserică. La păstori sunt cazuri mai speciale care trebuie o atenție mai deosebită la un consilier. Trăim într-o lume în care trebuie să spunem asta. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele care Dumnezeu le-a lăsat în comunitate, în biserică, de darurile, de resursele Lui, în așa fel ca oamenii să fie ajutați. Mă gândeam, noi avem pe Oana care este psiholog. Și sigur, ea abordează, are abordarea aceasta dintr-o perspectivă biblică. Și de multe ori poate fi de ajutor adolescenților, tinerilor, chiar frați, surori, mai ales în specializarea pe care ea o are, relațiile între soț și soție, dacă nu greșesc. Da? Haideți să ne folosim de toate resursele care Dumnezeu le-a așezat. Sigur, între resursele astea trebuie să existe echilibru. Trebuie să existe comunicare și zic, bă, vezi că eu am făcut asta, am lucrat până la nivelul ăsta. Eu aici m-am priceput. Hai, vină tu. Să ne folosim de proroci. Avem cazuri care îi punem înaintea Domnului. Să vedem ce spune Domnul. Să vedem ce direcție ne dă Domnul. Omul ăsta și-o dat seama că el nu mai poate face tot percursul pentru... mult la Iair, tot un învățător a legii. Avea o fetiță de 12 ani care era pe moarte. Și deși religia lui era în contrast cu credința Domnului Iisus Hristos. A zis el la un moment dat, îmi dau seama că resursele, cunoștințele mele, banii mei, îmi pierd fetița. Și zice, o duc mai departe, am auzit de un Iisus care vindecă. Am auzit de un Iisus care dă viață. Și s-a asumat lucrul acesta, au venit și l-a afruntat pe Domnul Iisus Hristos în public. Avem nevoie oamenii care le dăm primul ajutor să-i trimite mai departe, Ținând cont și având în vedere faptul că deasupra noastră a tuturor rezistă un Dumnezeu care poate lucra, slăvit să fie Domnul. Și ultimul lucru cu care mă apropii de încheiere. Un lucru cu care suntem atât de deficitare. Mă gândesc la mine când enunț. Ce vrea să ne deschidem, mai de să ne facem vulnerabili, dacă nu, dacă toată predica asta nu schimbă nimic, că noi am predicat degeaba. Am venit degeaba la adunare, ne-am închinat degeaba. Suntem aici ca să ne schimbăm, să ne transformăm, să fim eficienți pentru slava lui Dumnezeu. Îi zice aici, dincolo că s-a cheltuit pentru el, îi zice, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Ultimul lucru să păstrăm legătura. Te-a folosit domnul în prim ajutor. e trimis la specialiști. Ai lucrat cu ce ai avut la îndemână. Dar el zice, auzi, de acum mai pe mâinile tale. Zice, eu plec, am treabă. Am atâtea lucruri probabil de făcut. Și zice, te ocupi tu de el. Dar vorbește samaritanul ăsta de o reîntoarcere. De o verificare a lucrării pe care o făcut-o. Și zice, când mă întorc înapoi, o să-ți plătesc tot ce-ai cheltuit. De fapt, el când spune lucrul acesta, zice, mi-e împas atât de mult de omul acesta care ți l-am adus, că eu vreau să mă interesez peste o lună, peste două, peste un an, peste trei, dacă lucrarea care am început-o în el a fost dusă la bun sfârșit. E un păcat care ne urmărește pe mulți dintre noi să începem multe lucruri. Vizităm familii, ne ocupăm de cazuri speciale și îi pierdem pe drum. Nu mai auzi că a bubuit undeva, s-a sinucis, s-a despărțit, nu mai vine la adunare cu Ani. Zice, îți mai aduce aminte de fratele? Păi cum? Ah, frate, a, a, frate. Era, a, era. era la noi în adunare, membru. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm legătura. Lumea este plină de oameni jefuiți. Iar cei dispuși să se oprească, să pună un de lemn și vin, pe rană sunt foarte puțini. Ce facem noi ca biserică? Aș vrea acum, în încheiere, să fac o mică provocare pildă aceasta naște din enunțarea unui paragraf din Scriptură în care scoate în evidență, în mod special, dragostea noastră față de Dumnezeu și apoi față de aproape. Provocarea în această zi este asta. Dacă tot ceea ce am predicat eu în această zi nu ești motivat de dragostea lui Dumnezeu pentru aproapele, aș vrea să-ți pui serios o întrebare. Dacă tu sau eu facem parte din trupul Domnului Isus Hristos. Dacă am avut cu adevărat o întâlnire cu el, pentru că cine s-a întâlnit cu Hristos nu poate rămâne neroditor. Cine a avut parte de dragostea lui Dumnezeu și a fost curățit, nu poate să facă altceva decât să expună această dragoste. Că așa spune Scriptura, cu ei s-a mult, va iubi mult. Te întreb în această dimineață, faci un mod de viață din asta? Dacă nu, împreună cu mine, să ne punem un semn mare de întrebare, dacă ne-am întâlnit sau nu cu Iisus. Domnul să ne ajute, să ne însuflețească cu dragostea Lui, în așa fel încât să fim o biserică roditoare, nu o biserică care să filozofăm mult, ci o biserică care să-L iubim pe Domnul și să fim relevanți în vremea oamenilor care Dumnezeu ne-a lăsat să slujim. Amin!